seara aceasta, sighetenii sunt invitați să se delecteze cu un recital extraordinar susținut de violonistul Florin Ionescu Galați, câștigător și laureat a numeroase premii naționale și internaționale. Evenimentul este organizat de Rotary Club Sighet, care vrea să ofere publicului o seară relaxantă pe ritmurile muzicii clasice, dar totodată să sprijine un caz caritabil. Mulțumesc clubului Rotary pentru invitație. Cred că este a patra sau a cincea prezența mea din punct de vedere artistic în minunatul dumneavoastră oraș, pe care eu, sincer, l-am iubit și l-am îndrăgit din 1992, cred, când am călcat prima oară în Sighet. Și, ca să vă spun așa un scurt istoric, cel care m-a adus pe mine în Sighet este renumitul luthier și profesor de vioară, Cavaler Alexandru. El a fost cel care, în 1991, când l-am cunoscut, mi-a zis: trebuie să vii neapărat să faci un concert în Sighet. Și îi mulțumesc că a fost aproape de mine și încă este aproape de mine ca artist, luthier de mare elită și prieten. Asta începând cu anii 90, pe care au fost mai multe ediții în care am venit, concerte, cursuri, așa mai departe. Acum, cel care m-a adus tot prin clubul Rotary este Arnold Laszlo, ginerele familiei Mihnea și soțul Ralucăi Mihnea, care mi-a fost elevă de la vârsta de 6 ani până când a terminat facultatea la Cluj. Deci am mulți prieteni, sunt foarte legat de acest oraș, iubesc foarte mult acest oraș. Este un oraș cu o istorie, cu o cultură. Au fost oameni de cultură și mai sunt încă, nu foarte mulți, dar mai sunt oameni de cultură în orașul dumneavoastră. Și întotdeauna mi-a făcut și îmi va face o mare plăcere să cânt în această sală minunată. Publicul pe care l-am întâlnit întotdeauna în sala dumneavoastră de concert a fost un public cald, un public generos, un public iubitor de artă și de cultură. Din programul din data de 12 aprilie veți putea asculta de la muzica lui Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Schubert, Monti, sunt Chrysler, Fritz Chrysler, Tartini, Trilul Diavolului, sunt vreo 8 sau 9 lucrări care vor fi interpretate aici pe scenă pentru o cauză nobilă, spun eu, o strângere de fonduri pentru problema familiei Vișovan, care dorim din suflet să-i ajutăm, să le fim aproape și Dumnezeu să-i ajute să treacă peste acest moment. Cu siguranță vor trece peste acest moment dificil și noi vom fi alături pentru donații și pentru a-i ajuta cât se poate în perioada aceasta tristă. Artistul trage și un semnal de alarmă în ceea ce privește lipsa publicului din sălile de spectacole și interesul scăzut pentru activitățile culturale. Profit de prezența dumneavoastră astăzi aici să repun în scenă semnalul de alarmă în ceea ce privește arta și cultura în România. Și încep prin a vă spune următoarea propoziție. Cultura unui popor costă bani. În cultura costă de 10.000 de ori mai mulți bani. În cultura o trăim pe pielea noastră astăzi și o simțim pe pielea noastră astăzi, pentru că ceea ce se întâmplă la scară mondială nu este numai răfuială și mari căutători de bani care doresc să se îmbogățească de la oră alta, ci este și lipsa de cultură, lipsa de școală, lipsa de carte. Aduceți-vă aminte ce însemna școala pe vremea dumneavoastră, dați-vă seama sau realizați ce înseamnă școala astăzi. Este trist ceea ce se întâmplă, este trist că se dorește îndobitocirea terei pentru a putea fi oamenii manipulați și conduși spre anumite drumuri care cu siguranță sunt fără de întoarcere. Încă nu este târziu, dar peste câteva clipe, cu ghilimelele de rigoare, va fi târziu. Gândiți-vă ce se întâmplă cu copiii noștri, cu nepoții noștri. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în cei 3 ani de pandemie în care voit ne-a obligat să facem școală
pe tabletă, să facem artă pe tabletă și vă întreb, cum le-am spus tuturor, și din guvernele anterioare și din guvernele actuale, când veți putea merge la un doctor stomatolog să vă tratați online și când veți putea alimenta o mașină online cu motorină, atunci se va putea face școală, se va putea face cultură și învățământ. Până atunci, mașinile la pompă, copiii în clase și să se revină la școală. Alminteri, vom fi o țară din lumea a treia și nu peste mult timp. Vedem ce înseamnă conducători, vedem ce înseamnă lideri absenți. Artistul are și un mesaj puternic pentru generația tânără. Lipsa tineretului în sălile de spectacol, indiferent că este vorba de arta sunetelui, sunetelor, este vorba de dans, balet, spectacole de teatru, este tot o consecință a lipsei de școală. Da? Și mai fac un apel. Să știți că nu întotdeauna a avea rating înseamnă și o bogăție din punct de vedere cultură. Nu. Dacă vrem rating, trebuie să dăm ceea ce știți foarte bine, că trebuie să dăm pe post ca să avem rating. Asta e situația. Dar să știți că sunt foarte multe țări din Europa de Vest care încă nu sunt atât de afectate, care dau spectacole de teatru, de operă, concerte simfonice, pentru că dacă toată ziua vom da numai manele și fete frumoase, decoltate, deocheate, transparente și așa mai departe, indiferent că e după ora 22, asta este ce vom primi. Asta va fi cultura noastră. Vă văd, mă uit la dumneavoastră, cei care sunteți aici alături de mine, cu siguranță ați prins momentele de școală adevărate, cu siguranță ați prins momentele când eram oarecum constrânși de dascălii noștri să învățăm. Puneți în balanță cum era pe vremea noastră, puneți în balanță ce este astăzi. Cunoscutul violonist nu va fi singur pe scenă. Voi fi acompaniat de pianista mea, doamna profesoară Ana Maria Negrea, care este recent absolvent al doctoratului din Brașov, la Facultatea de Muzică din Brașov, și care este pianista filarmonicii Gheorghe Dima din Brașov, unde eu activez ca solist concertist de 32 de ani și ca director artistic de aproape un an de zile. Vreau să vă mai aduc în imagine și în ureche o surpriză. Mâine seară voi cânta și alături de Arnold, da? Cel care m-a și invitat. Vom cânta împreună o parte din Sinfonia Concertantă de Mozart. Deci iubiți melomani, iubiți zighieteni, vă așteptăm pentru, zic eu, câteva clipe de muzică, câteva vorbe frumoase care sper să le primiți așa cum le voi simți eu și cum le voi trimite eu către dumneavoastră și de a pleca satisfăcuți după o seară de artă, cultură și, în ultimul rând, muzică. Recitalul va avea loc în această seară de la ora 19 la Școala Gimnazială cu program suplimentar de muzică și arte plastice, sala Monica Chifor.